Salut! Bine ați venit la primul episod după acest canal. O să fie mai mult un episod de prezentare, așa că o să încep. În câteva cuvinte o să mă descriu. Am vârsta de 15 ani, locuiesc în județul Prahova, într-un orășel mic de lângă Ploiești. Și sunt clasa 9. Și da, anul trecut am dat examenul. Yay, a scăpat! Cum am ales numele canalului? Păi, mi se mai spune și King. Și de aceea am ales ca numele canalului să fie King. Primul nume, adică începutul. Îmi place să fie totul posibil și de aceea am adăugat la King și Possible. Și într-un final am obținut King Possible. Până în vară, până să dau examenul, am mai avut un canal de 170 de abonați. Era creat din 2013, ceva de genul, dar nu dădea foarte mult randament, ok? Și am decis să-l fac altul, acesta, King Possible, cu altă calitate audio și video, bineînțeles. Mai încolo să vedeți și un, o prezentare la calitatea video și să vă faceți o părere. Despre canal. Canalul o să conțină diverse serii. Bine, în special o să se bazeze pe Minecraft, pe seriile de Minecraft, care nu o să fie numai vanilla, nu o să fac numai sezoane cu vanilla, ci o să fie și diverse mape, ceva gen un survival games poate, un custom subs. O să vă dau și un email pe care să-mi trimiteți mape, cei care sunteți pasionați de design și de crearea mapelor, în fine. Deci am zis că va conține Minecraft, dar va conține și alte jocuri, de exemplu shootere. După cum vedeți la copertă, toată ziua m-am chinuit să fac o copertă și nu prea am mai avut timp să mai filmez episodul acesta de prezentare, dar ținând cont că astăzi este vineri, am ieșit și eu de la școală, ei, și o să avem giga weekendul. Am zis să filmez astăzi episodul de prezentare. Tot ieri am făcut și profilul. Bine, nu prea am închinuit foarte mult. Am găsit o imagine, am pus peste un fundal și voilà, a ieșit profilul pe care a ieșit. Poate o să fac și serii de CSGO, de Call of Duty, pentru că sunt pasionat de shootere. Euro Truck Simulator 2, pentru că tot la fel sunt pasionat de condus și astea. Nu am un volan, o să fac din tastatură, dar nu cred că deranjează pe cineva. Pentru alte detalii legate de canal, de mine, în special, mi-am întrăznit degetele, le lăsați în secțiunea de comentarii și eu ori o să vă răspund tot acolo, ori o să fac un episod de Q&A, o să selectez întrebările și o să fac un episod de Q&A și, o să vă răspund la întrebări. Acum să trecem la prezentarea calității video. Bun, să creăm o mapă, suntem pe versiunea 1.8.8. Numim și noi test, dăm pe creativ că nu ne trebuie cine știe ce, super plat, off, nu contează astea, create new world, ok. O să așteptăm ceva, cred, că până se... ok, s-a generat foarte repede. E super. Bun, hai să mergem aici în orășel, să vedeți, oricum, eu am 120 și vedeți, 115-139 de FPS-uri constant. Deci se mișcă foarte ok, la Minecraft nu avem lag, nu alte prostii. Mouse-ul cred că se aude foarte încet. Sper că se aude foarte încet. Nu vreau să deranjeze, în fine, o să modific eu toate alea și tastele și mouse pe parcurs, să nu le mai auziți. Dar cam așa, asta e calitatea video. Ok, nu pot să alerg și nu pot să fac alte chestii pentru că am jucat aseară o mapă Life in the Woods. Sunt sigur că pasionații de Minecraft știu acel mod, Life in the Woods. Și am jucat pe versiunea 1.6.4 și acum mi s-au restat butoanele pentru sprint, pentru toggle perspective, F5, adică, așa. El aveam pe G și acum e pe F5. În fine. Și, cam asta e calitatea video. Calitatea audio o au zis și voi de la începutul episodului. Deci, cam atât a fost pentru prezentarea la calitatea video. Țin să menționez că pentru detaliile legate de laptop, pentru că filmez cu un laptop, nu am un calculator. Bine, am, dar nu este foarte performant să-mi permită să filmez, să fac gaming. Le aveți în descriere la canal, nu le pun în descriere a episoadelor, pentru că... nu că n-aș putea, dar... sunt mai leneș așa de fel, ok? De aceea nici nu știu când o să postez... Bine, sigur, un episod va fi pe zi, în caz că nu pot să filmez într-o zi, o să fac a doua zi un episod și o să vă spun de ce n-am putut să filmez în ziua precedentă. Eu cam atât am avut să vă spun momentan.
Acesta a fost un episod de prezentare. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați câte un like fiecare. Bine, cât mai multe like-uri dacă aveți mai multe canale și astea, că eu nu mă supăr, bineînțeles. Un comentariu legat de părerea voastră. Știți voi, părerea voastră contează. Un share la videoclip ca să mă ajutați cu cât mai mult subscriber și alte chestii. Ok, câinele a început să latre. Nu se aude pe filmare, oricum. Și na, v-aș fi recunoscător cu să aduceți cât mai mulți prieteni aici pe canal, să facem un colectiv, să... Așa, în fine. Eu am fost King, așa zis Adi, și ne auzim la episodul, la al doilea episod după canal, care o să încep, bineînțeles, cu Minecraft. Nu știu momentan ce o să fie, dar ne vedem data viitoare.